Invicta este noul model de mulinetă destinat pescuitului lapider produs de Okuma și este disponibil în două mărimi, 4000 și C5000. Atât modelul de 4000 cât și modelul de 5000 vin dotare cu tamburi de rezervă de tip shallow din aluminiu. Tamburii secundari care vin montați pe mulinetă sunt gândiți pentru a asigura fire principale al căror diametru este unul mai mare, de la 0,25 până la 0,27 în funcție de necesități. Oricare dintre modele acomodează foarte bine lansete din clasa Picker Feeder cu lungimi care variază de la 2,7 până la 3,3 metri. Modelul de 5000 se pretează în anumite situații și pentru lansete de 3,6 metri. Pe un raport de 5,2 la 1, varianta de 4000 trage 83 de cm, în vreme ce varianta de 5000 recuperează 86 de cm la o tură manivelă completă. Ambele modele sunt dotate cu manivelă înfiletabilă, ceea ce înseamnă că fac parte din noua generație de mulinete conform cerințelor actuale din piața de pescuit la feeder. Manivelele sunt dintr-o bucată, aluminiu, prelucrat evident CNC. Rulajul este unul extrem de fin, mulineta fiind extrem de silențioasă. Ambele modele sunt dotate cu tehnologia Cyclonic Flow Rotor. Okuma Invicta de 4000 cântărește 273 de grame, în vreme ce sora ei mai mare cântărește 281 de grame. În ambele situații, oricare din variante asigură o frână de până la 9 kg forță.